Dacă e luna ianuarie, e Michel Houellebecq. E un ritual pe care celebrul scriitor francez, probabil cel mai celebru al literelor franceze contemporane, l-a instituit începând cu Soumission, supunere, romanul care apărea, dacă vă amintiți, cu o zi înaintea cumplitului atentat din redacția revistei Charlie Hebdo, care a continuat ritualul, vreau să spun, cu serotonină și care, iată, anul acesta merge mai departe prin romanul Anéantir, tipărit la editura Flammarion, într-un prim tiraj de 300.000 de exemplare și tradus rapid în numeroase limbi de mare circulație. A văzut lumina tiparului și în România, la editura Humanitas, subtitlu îndelung dezbătut de mine, vorbesc de traducere, cu colegi de breaslă și vorbitori nativi de franceză, prin Anihilare. Romanul este în bună măsură o continuare a mai vechilor obsesii ale lui Michel Houellebecq, dar aduce și linii tematice noi, abordări de factură metafizică de mare profunzime și mai ales dezvoltă în filigran o extraordinară tandrețe față de personaje cu care romancierul nu ne obișnuise până acum. Că în roman există mai multe romane, un thriller politic, un roman polițist, un roman de familie și, în fine, partea cea mai zguduitoare, romanul personajului principal descris în preajma apropierii de moarte. Paul Rezon, un alt funcționar la Ministerul Finanțelor din Franța, află că suferă de o boală terminală și pășește, se stinge treptat sub ochii noștri, plin el însuși de tandrețe față de lumea în care a locuit până atunci, dar și privit cu tandrețe, cu duioșie. Elementele de noutate sunt multe, nu o să stau să le enumăr, o să mă refer la unul mai degrabă amuzant, care poate fi privit ca un soi de moft autorial, faptul că există în text insertate ilustrații. Unele anodine, de pildă există o imagine graficată a casei părinților personajului principal, altele sunt niște desene cabalistice, niște grafisme din registrul ocultismului. În sfârșit, unul dintre ele, poate cel mai șocant, este imaginea unei ghilotine, și pe care am tipărit-o pentru dumneavoastră. Ghilotină care evocă unul dintre primele episoade semnificative ale cărții, și anume un atac terorist desfășurat sub forma unui videoclip care apare ca pop-up pe foarte multe site-uri de pe internet. Videoclipul respectiv filmează, sau pare că filmează, uciderea, ghilotinarea Ministrului Economiei din acel moment, Bruno, unul dintre personajele grele ale cărții, și este făcută cu o minuție și cu o acuratețe tehnică absolut uluitoare. Până într-atât încât toată lumea crede că e, de fapt, vorba chiar de execuția Ministrului Economiei. Bine, e un fake, dar făcut, tehnic vorbind, absolut perfect. E, dacă vreți, parabola cea mai izbutită a felului în care a evoluat tehnica scriiturii la Michel Houellebecq. Tot ce se întâmplă în această carte ne dă senzația de acută realitate. Deși este o invenție, deși este o fantasmă, avem sentimentul că suntem plonjați în realitate. E un roman pe care merită să-l citiți, fie că sunteți, fie că nu, admirator al lui Michel Houellebecq.